Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Au trecut multe zile de când nu am mai filmat, nici nu mai știu de când nu am mai filmat. Sunt în parc cu băieței astăzi, este ziua lui Elias, la mulți ani Ioana, Ion, Ionica, Ionela și toți mai departe, pe el îl cheamă Elias Ioan. Am primit o grămadă de mesaje, de ce nu mai filmez, ne dor de voi, mai filmați și așa mai departe. Ei bine, n-am mai filmat pentru că YouTube a scos secțiunea de editat cu care editam eu. Acolo sunt băieții mei și unul e acolo, ia uitați. Cât de mare a crescut Elias acum la singur în parc? Ei, singur, scochii pe el. A scos secțiunea de editat, YouTube editor cu care editam eu și nu m-am cu ce să editez și atunci nu mai filmez. Asta este motivul. Eu filmat de plăcere, nu am niciun câștig din chestia asta. De plăcere, pentru că îmi place să comunic cu voi. Mi-am făcut mulți prieteni virtuali cu care țin legătura și așa mai departe. Dar acum, dacă nu am cu ce să editez, de aia n-am mai filmat. Dar asta nu înseamnă că nu o să mai fac chestia asta. Încerc să găsesc o soluție. Noa, ce mai faceți voi? Frumos amândoi? Da! E foarte frig, Berginii în casă, în perioada asta stau închiși în casă, bineînțeles. Eu i-am scos pe băieței afară să joace nisip, lor le place, nu contează că e frig. Și Elias e bucuros, mami! Ia și de tichete la ureche. Cum merge săracul? Nu l-a lăsat de foarte multe ori să meargă pe jos, cred că e a treia oară când merge pe jos afară. Abia are 13 luni, am învățat și el să meargă, dar merge super bine, am învățat foarte repede să meargă. Am făcut primii pași înainte de un an și la un an deja mergea ca un nas. Asta mai facem noi. Asta facem. Adrian este la muncă astăzi și eu am luat mașina și am venit cu copilași în parc. Să nu dăm cu nisip în față, copilași, ok? Și dacă dăm, spunem sorry dacă dăm din greșeală. Îi spunem sorry lui Luca dacă i-am dat cu nisip din greșeală. Hai, te dă mănușelele, băiețelule! Vrea să vadă și el cum e la nisip. O să-l lași pe el. Deci nu renunțăm în principiu la YouTube. O să caut o soluție ca să editez vlogurile. Eu editam cu YouTube pentru că era foarte simplu. Le filmam cu telefonul, vlogurile le postam pe YouTube și le uneam, tăiam din ele și le postam direct. Vlogul era foarte simplu pentru mine, ca mamă era rapidă treaba asta. Deci nu e vorba că nu mai filmez din lipsă de timp. Timp am o grămadă. Am destul, nu o grămadă, dar aș avea timp să fac chestia asta. Dar nu am cu ce să editez și de aia nu editez pentru moment. Opla, am cearcăne. Da, cu școala de slăbit m-am întrebat ce am mai făcut. Cu școala de slăbit nu am mai mâncat, n-am mai băut sucuri. În rest am început ca să mănânc exact după regulile școlii de slăbit. De Crăciun am mai mâncat prostioară, dar asta nu înseamnă că nu mă mai țin de treabă. Ba da, vreau să merg la sală în continuare și să mă țin de treabă până în vară să vă arăt o poză cu mine, cum trebuie, în formă maximă, sănătate maximă și așa mai departe. Suntem în parcul ăsta unde sunt și animale. E frig afară. Mi-a ghețat mâna pe telefon, așa că o să vă zic la revedere. Vă arăt outfit-ul meu de astăzi. De vreme friguroasă. Animalele în spate. Da. V-am pupat, vă spun pe curând. Dacă vreți să vă răspund la mesaje, lăsați-le pe Instagram, acolo răspund mereu la mesaje și pe YouTube mai greu. Asta facem noi acum. V-am pupat, să aveți o duminică faină. Pe curând. Pa, pa!